e într-adevăr ca să fie o rugăciune și o încheiere a unei privegheri. Îl rugăm pe Părintele Emanuel Gancio, care de asemenea este și sculptor, să încheie în această într-o interpretare pe care Părintele a dorit să o să o împărtășească la sfârșit. Este vorba despre interpretarea a ceea ce Domnul Blanciova ne-a prezentat mai înainte. Vă mulțumesc! O să fie o intervenție foarte scurtă și aș vrea să nu se crede că e spirit polemic sau vreau să contest ceea ce s-a spus la mine, nu trebuie să prin gând. Nu vreau să contest posibilele și probabilele influențe și eu, ale filozofiei greșești, Platon sau ale altei africane, Arta Neagră, sau poate chiar și a budismului din Arta Neagră. Dar mai ales pentru că suntem într-o facultate de teologie. Eu cred că ar trebui să doar în două, trei cuvinte să-L căutăm pe Dumnezeu în nu în toată alta, dar în Dumnezeu, a lui Brâncuș și în acest complex. Și nu numai să-L căutăm, să-L găsim pentru că este. Deci, repet, nu o să fac în spiritul oameni pentru a contesta ceva. Acest complex se poate citi, se poate tămăci, sigur, și dinspre Jiu, dinspre Râul care aici este în majoritate. Dar eu aș vrea să vă citesc acest, tămăcesc acest complex, începând de la coroană. Și nu atât. Adică mai mult să spun, dar nu este timp. Această coroană, așa cum e cunoscută și concepută, este o coroană a recunoștinței eroilor, datorată eroilor. Este vorba de un șir de generații de eroi care pleacă din cea mai îndepărtată origine a neamului nostru și merge spre veșnicie. De ce spre veșnicie? Merge spre unirea cu Dumnezeu, dar și este un șir de jertfe. De aceea sunt eroi, sunt eroi și mucenici. Este un șir de jertfe, dar care, mergând prin această, cum s-a mai spus, via sacra, trece prin biserică. Biserică care nu trebuie uitată și ea face parte din complex și ea a fost dorită de Brâncuș să fie în complex. Trece prin biserică, deci aceste jertfe trec prin biserică și nu fără biserica lui Hristos. Și unde ajung? Ajung la această parte a sărbătorii, care este poarta a dragostei. Este poarta raiului. Este un arc de triumf, un triumf al vieții împotriva morții, al binelui împotriva răului. Și se ajunge prin această poartă a raiului, poarta a dragostei, unde? În rai. Unde? Și ce e în rai? În rai este acea masă la care participă cei care vor ajunge în rai. Aici este Hristos cu cei 12 apostoli, sigur și toți ceilalți creștini care ajung, în acea comuniune. A comuniune a lui Dumnezeu cu cei care s-au jertfit, au dus crucea și au ajuns aici. Ce este aici? Răul. De ce a fost pus pe malul Jiului? Este răul acela care trece, răul vieții care trece prin Ierusalimul cel de sus. Acesta este lucrarea, cred că, definitorie a lui Brâncuș, la care cred că s-a trebuit tot viața între ele. Și care îl caracteriza pe Brâncuș ca om și ca român ortodox. Mulțumesc!
și la Ioan Alexandru, și la centenarul Nicolae Ștaină, și la Mircea Bucănescu, s-a încheiat la aceeași oră. Am gândit aceste seri să fie seri de privighere și le mulțumim, mulțumim invitațiilor noștri din seara aceasta, doamnei Sorana Georgescu Gorjan, pentru prezență și pentru minunata prezentare și mai ales amintirile atât de frumoase și de inedite pe care ni le-a împărtășit în această seară. De asemenea, mulțumim domnului Cristian Berescu, domnului profesor Cristian Berescu, domnului Vlad Cioban, domnului Dumitru Radu, pentru această seară ne cerem iertare că s-a întârziat, dar așa e privegherea și e bine să avem răbdare cu bărbuși, cum ne-a spus și domnul profesor. Mulțumim de asemenea domnului Florin Nan, actor la Teatrul din Ploiești, doamnei Afrodita Androne, actriță la Teatrul Național București și Ceraselii Popescu, la actriță la Teatrul Ion Creangă, care au recitat atât de frumos, Ornelei Pasăre pentru prezența deosebită, nu în ultimul rând membrilor corului bisericii precupeții noi și studenților care ne-au arătat un lucru și anume. Mi-amintesc ce spunea Alexandru de rugăciunea lui Brâncuși. Atât rămâne din noi. În rugăciunea aceea lui Brâncuși, ființa se adună spre înăuntru. Cât suntem rugăciune, cât suntem comuniune, cât suntem dăruire și comuniune pe care inimii cu Dumnezeu și cu oamenii. Încheiem cu această rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți, să trăim asemenea seri. Amin.